and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me oh, oh, just let me oh. Salutare vapor, de data aceasta am un review complet la modulețul Lumea, primit de la G-Well Franța cu sediu în România. Să vedem cum a venit și ce știe să facă. Tocmai am primit coletul de la G-Well, este prototipul Lumea, un mini mod sau un vape pen aș putea spune, împreună cu un lichid, 10 ml aromă bubblegum, 11 mg nicotină, scrie în franceză pentru că acolo este firma de proveniență. Horizontal, instrucțiuni în limba franceză și engleză, informații despre rezistență, capacitate și dimensiune, este o rezistență tip capsulă, garanție o lună. Au avut grijă să ambaleze foarte bine acest produs și a ajuns în stare impecabilă tocmai din Franța, spre deosebire de curierii noștri din România, care de cele mai multe ori eșuează în a-și face treaba. E deja pornit. Această hârtie trebuie înlăturată înainte de utilizare, deoarece reține contactul. Dacă rămâne aici, nu o să dea fire niciodată. Airflow-ul este decent. Atașare magnetică, încărcare USB, standardul de 5 clicks off. Pe lângă device mai avem în cutie și un cablu de încărcare, destul de lung, micro USB și garnituri de rezervă, 3 garnituri dimensiuni diferite, bine puse în pungă. O să revin cu mai multe detalii după ce voi avea ocazia să-l testez mai bine, să-mi fac o părere completă despre el. Îl consider un mic moduleț pentru care are o capacitate de 30W. Cel puțin în specificații nu am găsit asta, dar rezistența de la FiberFrix spune că merge până la 30W pe 0.8 ohm. Există și varianta de 0.5 ohm și varianta de 1 ohm, 1.8 și așa mai departe, le găsiți pe toate pe site, pe gwell.ro. Acesta este Clearomizer-ul cu conector magnetic, poate fi pus pe una din cele 4 poziții disponibile. 3 posibilități de airflow. Pornind de la poziția închis, primul orificiu de airflow, al doilea și al treilea cel mai mare. Acesta este pinul conector al rezistenței, ce se înfiletează direct în acest deck. Nu am cum să-l desfac acum, deoarece voi pierde tot lichidul, dar se desface foarte ușor cu o rotire la stânga, după care se detașează de aici. Eu nu l-am avut o mică problemă cu această rezistență, deoarece a trebuit să o înfiletez foarte strâns pentru a putea face contact cu partea magnetică a bateriei. Posibil să fie o problemă doar la mine,
De menționat că este un prototip, încă nu a fost lansat pe piață și cu siguranță atunci când îl vor lansa nu vor fi astfel de probleme. De aceea se fac și aceste review-uri pentru a se face și teste totodată cu prezentarea lor, prezentarea produselor. Înăuntru am un lichid primit tot de la ei, așa cum ați văzut în unboxing. Este vorba de bubblegum. De fiecare dată când vă apez acest lichid, simt gustul copilăriei. Având 11 mg nicotină, nu am putut să-l vapez în permanență, așa că am fost nevoit să-l diluez, dar și-a păstrat gustul în întregime. Cel puțin așa consider că are un gust foarte bun în continuare. Încărcarea se face pe sus. Există două orificii, unul pentru lichid, celălalt pentru presiune. Se înfiletează muștiucul la loc. Capacitatea este de 2,5 ml. Suficientă, pot spune. Chiar nu consumă foarte mult. Bineînțeles, nu consumă la fel ca un mod puternic. Iar aroma o redă foarte, foarte bine. La fel și cantitatea de vapor, chiar dacă este necesar să vapezi pentru o perioadă mai lungă. De menționat că în interior se face condens după un timp, asta se șterge foarte ușor chiar și cu degetul. Mai e puțin, n-am insistat foarte mult, dar e ok. Foarte interesant conectorul magnetic. Îmi place cum sună de fiecare dată. Acesta este butonul de power. Aici se află orificiul de airflow ales. Trei LED-uri ce indică nivelul bateriei. LED-uri foarte puternice, la fel ca și LED-ul de pe butonul de power. Și se văd foarte interesant atunci când vapez și am dat cu abur în jurul meu. Și mai trag încă o dată și dau cu această lumină prin aburi. Conectorul micro USB. Principalele specificații ale acestui device ar fi că rezistența este făcută de FiberFlex, ceea ce îmi dă de înțeles că este făcută dintr-un fel de fibră și aici mă gândesc la Pyrex. Cele trei poziții de airflow controlabile și foarte sigure. Odată aleasă o poziție, cu siguranță nu se va roti accidental în buzunar. Sistemul controlat cu LED, așa cum am mai spus, indicatorul de baterie și butonul. Clearomizer-ul are un geam din Pyrex rezistent la căldură. Este acel geam pe care îl întâlnim și la cuptoarele cu microunde. Nu se sparge foarte ușor și cu siguranță nu din cauza căldurii. O altă specificație importantă ar fi alimentarea superioară, ușor de încărcat și de plecat cu el la drum. Se încarcă prin USB, ceea ce înseamnă că nu aveți nevoie de un încărcător dedicat pentru baterie, de îndată ce aceasta este incorporată. Puterea bateriei este de 1500 mAh. Materialul device-ului este metal, foarte probabil aluminiu, este foarte ușor și foarte ușor de manevrat totodată. Are o înălțime de 116 mm cu 19 mm lățime, o formă pătrățoasă, ușor rotunjit la colțuri, o prindere foarte plăcută, după cum vedeți îl țin în palmă foarte ușor. Și principala specificație aș putea spune, personală, că e foarte tare, atât pentru începători cât și pentru avansați. Dar mai degrabă pentru începători. De menționat că inhalarea se face întâi în fălci și după aia în plămâni, deși are o mică tentă de a merge direct în plămâni, pot trage foarte mult din el, nu există o protecție de oprire, deci nu mi oprește alimentarea dacă trag prea mult.
suficient abur, nu-i așa? Da, chiar și cei avansați sunt surprinși de puterea acestui micuț. Este interesant că poate duce atât de mult, la urma urmei este sub om. Nu se simte nicio diferență de putere, nu am luat niciodată dry hit cu el, își păstrează aroma 100% pe aceeași linie și nu mă satur să-l folosesc, pe bune. Nu știu dacă este device-ul sau este aroma, dar cu siguranță îmi place. Voi încerca și alte arome pe el. Probabil voi mai scrie despre el pe site să vă țin la curent de cum stau lucrurile. De ce nu? E bine să știți. Iar atunci când apare pe piață, atât în România cât și în străinătate, vi-l puteți comanda și vă puteți bucura de el așa cum mă bucur și eu. Mulțumesc G-Well pentru încredere, mulțumesc și vouă că ați urmărit acest review. Îmi doresc să ne auzim cu bine și în acest an. Salutare și la mulți ani cu întârziere! Keeps ticking like a metronome and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me, oh, oh, just let me, oh.